Este necesară mărturisirea păcatului săvârșit în vis? Eu sunt pastorul Vasile Filat și am primit următoarea întrebare. O persoană care urmărește postările mele, eu răspund din Biblie la întrebările celor care doresc să-L cunoască pe Dumnezeu și să aibă o relație personală cu El, eu le răspund din Biblie. Și iată mă întreabă o persoană. Zice, eu am săvârșit un anumit păcat în vis. Și spune aici, păcatul nu-l mai dau eu pe nume, dar întrebarea persoanei este cum să procedeze în privința acestui păcat. Trebuie el mărturisit? Este el un păcat? Se califică ca și păcat? Sau nu? Cum să procedeze în situația aceasta? Deci iată, în cartea Levitic, capitolul 15, acolo era o lege pentru vărsare de sămânță în vis. Deci astea sunt poluții nocturne și ele se întâmplă de obicei când un bărbat visează anumite, are vise cu scene sexuale, ori visează că este angajat într-o activitate sexuală, întreține un act sexual. Și atunci are loc scurgerea aceasta de spermă la el. Și acum, iată, în Biblie, bărbatul acesta, el trebuia să treacă printr-o anumită procedură de curățire și era considerat necurat până seara un bărbat care avea scurgerea aceasta de sămânță în vis. De ce așa? Pentru că lucrul ăsta numai decât ține de gândire. În cartea Ecleziastul, la capitolul 5, versetul 3, acolo spune că visurile noastre, visele noastre, ele vin din mulțimea grijilor. Din mulțimea grijilor se nasc visele. Asta pentru că au fost întreținute, sunt întreținute anumite gânduri și gândurile acestea fiind întreținute, alimentate, ele apoi se manifestă în visurile noastre. Pentru un creștin care a trecut printre așa o experiență, deci că a săvârșit un anumit păcat în vis, este un semnal pentru el, este un semnal despre starea minții lui. Asta înseamnă că mintea a devenit vulnerabilă la anumite păcate. Și iată la Filipeni, capitolul 4, versetul 8 ne spune așa, că Apostolul Pavel îi îndeamnă pe creștinii, cei a cărora le-a scris din Filip. El zice, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună, orice laudă, toate aceste lucruri, zice, să vă însuflețească, să vă inspire. Cu alte cuvinte, alimentați-vă mintea cu lucruri de acestea, cu lucruri bune. Iar lucrurile rele, nu le admite în minte. Ferește-le, nu-ți alimenta mintea cu ele. Înțeleptul Solomon a mai spus, păzește inima mai mult ca orice, că din ea iese zvoarele vieții. Inima fiind gândirea. Deci un creștin trebuie să învețe foarte bine cum să vegheze la gândirea lui, să nu-și alimenteze gândirea cu nimic, care ar putea pe urmă să-i tulbure gândirea, să-l facă să-și piardă liniștea, să înceapă să gândi la păcat, să devină vulnerabil la păcat. Așa că dacă ai săvârșit un păcat în vis, atunci asta trebuie să-ți fie semnal că undeva în mintea ta ai dat o slăbiciune și trebuie să te cercetezi, să vezi unde. Mi-am expus eu mintea la ceva, mi-alimentez eu mintea cu ceva care n-ar fi trebuit să alimentez. Mai vezi odată ce filme privești, ce cărți citești, cu ce oameni comunici, ce glume asculți, că uneori o glumă poate avea un efect puternic asupra minții tale. Apoi vezi ce pagini de internet privești, cât de mult petreci pe rețele de socializare, cine sunt oamenii la care ești abonat, ce imagini postează oamenii ăștia. Și orice lucru care vine împotriva cunoașterii lui Iisus Hristos, noi trebuie să-L curmăm deodată. Apostolul Pavel spune că noi trebuie să învățăm să răsturnăm izvodirile minții și orice gând care se ridică împotriva cunoașterii lui Iisus Hristos. Pentru necreștin, pentru omul care nu-L cunoaște pe Dumnezeu, ceea ce vorbesc eu este o absurditate, este ceva imposibil. Zici, cum? Păi gândurile vin și pleacă, gândurile nu țin de mine, ele... Nu, nu e așa.
Un creștin este învățat să-și controleze gândurile, dorințele și pasiunile. Și apropo, avem un manual foarte bun intitulat Cum un creștin, cum un bărbat să-și controleze gândurile, dorințele și pasiunile. Și uitați-vă la descriere ca să vedeți link la acest manual, căutați-l, studiați acest manual. Eu de asemenea aș vrea să vă recomand și o carte pe care am scris-o eu. Eu am aici o copie în limba rusă. În limba rusă și se numește Cum un creștin să folosească tehnologiile informaționale. Și aici am un capitol tocmai dedicat la ceea cum să-ți protejezi mintea ca nu cumva pe calea aceasta a resurselor online să-ți fie afectată gândirea sau dacă cumva ai intrat într-o dependență oarecare, cum să ieși din dependența aceasta. Deci vă recomand să studiați. Este un manual de studiu biblic și ieri l-am recomandat lui Iulian Bacaliuc și echipei lui cu care au venit aici la institut, la Institutul Biblic. I-am recomandat să facă cursul acesta cu toată echipa care se ocupă de lucrarea media în biserică să-l studieze, pentru că de aici vor învăța multe lucruri, multe deprinderi, ca să știe cum să folosească resursele acestea online pentru propovăduirea Evangheliei, dar numai decât vor învăța și cum să se protejeze. Și eu l-am sfătuit chiar cu toți creștinii din biserică. Eu, prima dată când am scris manualul ăsta, m-am gândit la oamenii din biserica pe care o păstoresc eu, ca să le dau la îndemână un manual cum, din care ei să învețe, prin care ei să învețe cum să se protejeze de orice influență rea care poate veni pe calea aceasta a internetului și cum să folosească resursele acestea online pentru Evanghelie. Dumnezeu să vă binecuvânteze și dacă aveți alte întrebări, căutați pe site-ul moldovacreștină.md sau pe canalul acesta de YouTube și dacă nu găsiți răspunsul, trimiteți-mi un mesaj, cu bucurie vă voi răspunde și dacă sunteți în Chișinău, vă invit la Biserica Bunăvestirea, care se află pe strada Vasile Alexandrei, 133, duminică, la ora 10, ne întâlnim acolo la serviciu divin. Dumnezeu să vă binecuvânteze, pace multă!